Magistrații Curții de Apel București au decis ieri să caseze sentința prin care ADI Deșeuri Hunedoara era obligată să plătească o amendă judiciară de 1 milion de lei în urma semnării contractului cu firma de salubrizare Supercom SAM. Decizia luată ieri este definitivă. Prin urmare, contractul cu Supercom continuă până la organizarea unei licitații. În urma apelului făcut de noi, la Curtea de Apel de la București, a judecat cazul, instanța a desfințat soluția de la fond, deci nu e vorba de plata niciun milion de lei, de asemenea contractul nu este reziliat, continuă. Sentința prevede și trimiterea către CNSC pentru rejudecarea procedurii de atribuire, dar în rest este ok, adică nu avem niciun fel de restricție. Licitația este deja ridicată în SEAP, de urmă cu 2 săptămâni de zile, este în așteptare pentru validare la ANAP. ANAP-ul trebuie să ne valideze și după ce validarea va fi făcută, probabil zilele astea, pentru că deja a trecut o perioadă destul de lungă și nu au făcut clarificări, ea va intra pe SEAP undeva asta 45 de zile, timp în care în 45 de zile vor trebui să fie depuse oferte pentru cine este interesat să vină la licitație. După cele 45 de zile și închiderea postării de pe SEAP, se va trece la evaluarea ofertelor. Deocamdată contractul este pe un an de zile, dar cu posibilitatea de prelungire până când se intră noua licitație, până la închiderea licitației. Deci operatorul actual are contract pe un an de zile, dar în același timp, dacă anul se împlinește, continuăm cu el până când avem licitația finalizată. Magistrații Tribunalului București au decis în data de 13 ianuarie să admită în parte contestația făcută de societatea Braicata în urma deciziei ADI Deșeuri de atribuire a contractului pentru salubrizarea zonei 3 către operatorul de salubritate Supercom. Potrivit deciziei instanței, a fost constatată nulitatea procedurii de achiziție publică finalizată cu încheierea contractului. Sancțiunile alternative aplicate de magistrați au fost următoarele. Contractul va avea termen de execuție până în luna mai, cu toate că el trebuia să continue până în octombrie 2023, iar ADI Deșeuri ar fi urmat să primească o amendă judiciară de 1 milion de lei. Ieri însă magistrații Curții de Apel au decis casarea sentinței.